Povestea a avut loc în anii 80. O femeie, a cărei soț a murit când era tânără, a trebuit să-și crească cei 4 fii de una singură. Fiul cel mare nu avea încă 11 ani. În timpul vieții, tatăl a încercat foarte multe și a oferit familiei tot de ce aveau nevoie. Iar după moartea sa, mama și-a asumat toate grijile și a dedicat tot timpul îngrijirii copiilor, creșterii și asigurării lor. Mama muncea zi și noapte și suporta toate greutățile singură. Ziua lucra și seara gătea mâncare pentru întreaga familie. După miezul nopții, ea se prăbușea din cauza oboselii și adormea. Apoi se trezea dimineața de vreme pentru a pregăti copiilor micul dejun, haine și alte obiecte de primă necesitate. După ce s-a asigurat că totul este în ordine, ea i-a trimis pe copii la școală și a așteptat cu nerăbdare întoarcerea lor. Era gata să suporte orice greutate, doar ca copiii să fie fericiți. Copiii au crescut, iar mama a avut grijă de ei. Chiar și după ce copiii au devenit adulți, mama a continuat să-i ajute. A luat toate costurile educației, îmbrăcăminte și hranei asupra ei și apoi le-a căutat locuri de muncă și i-a ajutat să se căsătorească. Când ea avea deja peste 60 de ani, a rămas singură. Munca grea de mulți ani nu a trecut fără urmă. A fost paralizată. Apoi copiii s-au reunit și au decis să aibă grijă de mama lor pe rând. Între timp, sănătatea ei s-a agravat și a încetat să mai vorbească. Nurorile o tratau grosolan și rosteau adesea cuvinte dureroase. Ea a îndurat toate aceste umilințe. În plus, fiii, a căror grijă le purta de la nașterea lor până la căsătorie, când deveniseră deja independenți, în loc să-și protejeze mama și să aibă grijă de ea, ei au început să-și transfere responsabilitățile de la unul la celălalt. Soțiile lor nu erau gata să aibă grijă de mama lor bolnavă și fiilor au început să se certe între ei, trecându-și mama unii la alții ca o povară. Într-o zi, când a venit rândul celui mai mic fiu, s-a dovedit că el și soția lui a fost invitați la o petrecere cu prietenii. Fiul nu voia să rateze distracție și nu știa ce să facă cu mama sa. L-a sunat pe fratele său mai mare și a spus că are o întâlnire și că nu poate sta astăzi cu mama lui și că își va trimite mama la el. Apoi frații au început să se înjure și fratele mai mare a spus că nu va deschide ușa dacă o aduce astăzi. În ciuda acestui fapt, cel mai mic și-a adus mama la fratele său mai mare noaptea. A bătut la ușă mult timp, dar fratele mai mare nu a deschis-o. Apoi tânărul a strigat tare: "Mama ta stă aici la ușă, eu o părăsesc și plec." Și a plecat. Mama a văzut și a auzit totul. Lacrimii au curs pe obraji. Ea nu putea să se miște, să vorbească și nu era în stare să facă ceva. Nimeni nu a deschis măcar o dată ușa și nici nu s-a gândit cum era mama acolo. Poate vroia să bea, să mănânce, să doarmă și că după atâția ani de griji a primit în schimb indiferență și cruzime de la fiii săi. Așa că ea stătea la ușă și și-a reamintit viața și a spus: "Sunt cu adevărat copiii mei pe care i-am iubit atât de mult, încercând să-i salvez de la toate necazurile, de câte ori m-au trezit noapte și mi-au cerut apă sau altceva. Am fost atât de fericită de bucuria lor și m-a durut atât de mult când i-a durut și pe ei. Viața a trecut de parcă a fost o clipă. Am rămas singură, rece și flămândă." Dimineața, fiul cel mare a deschis ușa și a văzut că mama lui era moartă. "Nu faceți rău părinților, tratați-i cu bunătate și adresați-vă lor cu cuvinte afectuoase. Pedeapsa poate fi deja în această viață. Nu-i lăsa pe părinții tăi să simtă că nu mai ai nevoie de ei. Sună pe mama ta, poate ea are nevoie de ceva. Vizitează pe părinți, trăiește cu ei. Oferă-le căldură, atenție și afecțiune. Au nevoie de atenția ta, nu uita de ei. Copiii tăi văd cum îi tratezi părinții tăi și pot face același lucru cu tine."